Este domnul în lumea muzicii, superstarul Liam Payne, fostul membru al trupei One Direction, a fost găsit fără viață în fața unui hotel din Argentina. Primele date din anchetă arată că artistul în vârstă de 31 de ani ar fi căzut de la etajul al treilea al clădirii, dar nimeni nu poate spune cu exactitate dacă este vorba despre un accident sau un suicid. Imediat după ce s-a aflat de tragedie, fanii formației au venit în fața hotelului, le-au prins lumânări și au cântat în amintirea lui. Trupul neînsuflețit al artistului de 31 de ani a fost descoperit în curtea interioară a hotelului de 4 stele din Buenos Aires, unde era cazat deja de câteva zile. Deși pe conturile de socializare, Liam Payne, fost membru al celebrei trupe One Direction, posta cu doar câteva zeci de minute în urmă un video în care părea că se simte bine. Morning, everybody. Here's a little video of me. It's rude, but hats on the table. A lovely day here. Argentina. Un apel al managerului hotelului arată că lucrurile nu stăteau chiar așa. Bueno, tenemos un huésped que está sobrepasado de droga y alcohol y cuando está consciente está rompiendo toda la habitación y bueno, necesitamos que manden a alguien, por favor. Y necesitamos que nos envíen a alguien urgente porque bueno, yo no sé si corre riesgo la vida del huésped en estar en una habitación que tiene balcón y bueno, estamos un poco con temor de que haga algo. Artistul ar fi căzut în gol 13-14 metri, iar lovitura i-a fost fatală. Decesul lui Liam Payne a fost confirmat de medicii chemați la fața locului, dar aceștia nu au putut spune dacă este vorba despre sinucidere sau accident. După ce vestea tragică a ajuns la urechile fanilor, sute de persoane au venit să-i aducă un ultim omagiu. Es parte de mi infancia para mí. Yo crecí con esto, yo crecí con su música, yo crecí con la banda, con mi mejor amiga. Yo pasé muchas cosas cuando era chica. No sé explicar, pero es un sentimiento tan... Así, la banda tiene un significado muy grande para mí. Y ahí fue... Liam Payne a vorbit public încă din 2019 despre problemele sale de sănătate mentală. Era măcinat de depresie și avea probleme cu dependența de alcool. Chiar și așa, apropiații lui au fost șocați de veste. Printre cei care au vorbit despre asta sunt Liam Gallagher, starul trupei Oasis, și Mikey Graham din trupa Boyzone. Liam Payne mersese în Argentina alături de iubita lui Kate Cassidy, dar presa de peste ocean spune că tânăra se întorsese în Statele Unite cu câteva zile înainte de tragedie. Liam Payne a devenit celebru în 2010, după ce a participat la concursul X Factor din Marea Britanie. Trupa One Direction, din care mai făceau parte Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan și Louis Tomlinson, au fost până la destrămare un fenomen mondial.